În perioada de tranziție a vremii, sănătatea oamenilor este pusă la încercare. Schimbările bruște de temperatură și umiditatea crescută pot afecta sistemul imunitar și cel cardiovascular. Cei mai vulnerabili sunt oamenii cu probleme cardiace, tensiunea prea joasă sau prea înaltă sau probleme de articulații. Parcă azi că mă mai mișc, dacă îmi sploile de fiele. Foarte greu, da. Și cum reușiți să faceți față la această perioadă de tranziție? Da, cum așa, cum putem, că suntem de la sat și trebuie să facem. N-are cine să ne ajute. Că m-am hodinit acolo, ea mi-a merg o lecție, că de-am până la magazin acolo și m-am hodinit așa. Сегодня я себя плохо чувствую, ну как-то разбитость. А так, ничего. Я сахарная женщина, и мне как-то на это. А так, ничего, ну дожди, конечно. Честно, радовалась, что дождь, что... Да, был сильный, такого дождя очень давно не было, не помню. А так вот было на это самое. Ну, чувствовалось, знаете, какая-то, ну, не то что тревога, какой-то... Неполадок, da, что-то такое. Medicii recomandă câteva sfaturi simple, dar esențiale pentru ca organismul uman să facă față perioadei de tranziție. Schimbarea bruscă a timpului de la căldurile cu temperaturi foarte înalte la temperaturi foarte scăzute are un impact negativ asupra sănătății organismului uman. La bolnavii cu maladii cardiovasculare, la bolnavii vârstnici, la acești bolnavi au loc des mărirea bruscă a tensiunii arteriale, au loc dereglări de somn, oboseală, bolnavii sunt în liniște. În perioada de trecere, bolnavii cardiovasculare trebuie să primească regulat tratamentul hipotensiv, să se stăruie să odihnească cât mai mult. Schimbările bruște de temperatură atrag după sine probleme de sănătate, întrucât organismul are nevoie de aproximativ 14 zile pentru a se adapta. Trecerea de la temperaturi ridicate la ploaie și vreme înnorată îi afectează în special pe copii, pe bătrâni și pe bolnavii cronici.